Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere la Ministerul Apărării Naționale, acesta vrea să atragă pe tinerii români cu vârste sub 35 de ani să participe la un program militar de bază cu o durată de 4 luni în calitate de militar voluntar în termen. Prin această propunere se dorește o creștere a cantității și calității rezervei de mobilizare, care a fost dramatic diminuată ca urmare a suspendării serviciului militar obligatoriu începând cu anul 2007. Proiectul prevede ca statul să asigure celor care doresc să se înscrie în acest program cazare, masă, asigurare medicală, soldă lunară și o indemnizație suplimentară de peste 16.000 de lei. Persoanele înscrise voluntar vor avea aceleași drepturi și obligații ca soldații, iar înscrierea în acest program de pregătire se va putea face în baza unui angajament pe propria răspundere a solicitantului. Acesta trebuie să fie declarat apt din punct de vedere psihologic și să prezinte o adeverință medicală de la medicul de familie, care să certifice că este clinic sănătos și nu este în evidență cu boli cronice. Pe toată perioada desfășurării programului de pregătire militară, cei înscriși vor beneficia de cazare gratuită, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de o indemnizație lunară similară militarilor în termen cu gradul de soldat. În tot acest timp, militarii voluntari se supun prevederilor legilor și regulamentelor militare. Pe lângă soldă, cei care finalizează programul de pregătire militară vor primi o indemnizație suplimentară, care reprezintă, de fapt, echivalentul la 3 salarii medii brute pe economie, iar centrele militare îi vor lua în evidență, introducându-i în rezerva operațională. Pentru anul 2020, spre exemplu, salariul mediu brut pe economie este de 5.429 de lei, ceea ce înseamnă că tinerii care ar face pregătirea militară în acest an ar putea primi o indemnizație suplimentară de 16.287 de lei.